poate s-a fi dus în pădure. Cred că ursul este în pădurea Lego. O să merg să-l caut în pădure. Ce bine că am scăpat de Mașa. Toată ziua mă bate la cap. Nu pot să fac nimic. Să mă ascund după un copac să văd după asta. Nu, ăsta e prea mic. Ăsta, ia uite ce mare copacul ăsta. Să mă ascund eu aici. Ești aici, ursule? Nu ești aici. Ești aici, ursule? Nu ești acolo. Ești aici, ursule? Nu ești acolo. Te-am găsit! Te-am găsit, ursule! Vai, iarăși m-ai găsit. Nu pot să stau deloc liniștit. Dar acum dacă m-ai găsit, de ce mă căutai? Pentru că mă simteam singur acasă. Da, bine atunci. Hai să mergem acasă să vedem, să ne uităm puțin la televizor. Da, că atât am obosit. Eu prima să ajung. Tu prima, măsucă. Unde-i ușa de la casa mea? Am pierdut-o pe la garsonieră, eu cred că, Măriuca. A pierdut-o, Măriuca? Da. Cine-i Măriuca asta? Și de ce mi-a luat mie ușa de la casă? Vai, trebuie să fac o nouă ușă. Mă rog, hai în casă să stăm puțin în fotoliu. Eu am așez prima pe fotoliu. Și eu sunt atât de obosit. Unde o să mai stau eu acum? Păi, ursule, poți să stai pe asta? Dacă vrei să stai. Să stau aici, pe sobiță. Ia să văd. Ce bine. Au, ce mă frige. Mașa, ai făcut focul în sobiță și mă arăt picioarele. Vai, unde să mă duc să mă bea cu picioarele în frigider? Ce rece este. Uite, poți să stai pe măsuță. Da. Deci la mine în casă eu stau pe măsuță și tu stai în fotoliu? Da, pentru că așa îmi place mie. Vezi, Mașa, de-aia am vrut să mă ascund în pădure. Data viitoare mă ascunde undeva, nu mă mai găsești tu. Te ascuns undeva, dar tot o să te găsesc. Aceasta a fost povestea de azi. Mulțumesc de vizionare, pa, pa!